Salutare! În dimineața asta la păsări le vom face o mâncare caldă, o mâncare cu ce avem prin casă. Aici avem o varză rămasă după în casă și o apă caldă. E varză tocată, mai e unde și unde și câte o bucățică mai mare, dar o să o amestecăm cu uroaie de care ați văzut, de care măcinăm noi mereu, grâu, porumb și cu niște orz care le avem amestecate și peste aceste uroaie vom pune o tărâță de grâu ispec cumpărată, să o amestecăm cu ele, pentru că uruiala care o facem noi este foarte bună pentru păsări, dar tărâța de grâu stimulează mult mai mult păsările la ouat. Adică o parte dintre dumneavoastră poate ați avut sau poate mai aveți vaci, capre, mereu. Ați văzut uruiala de porumb dată la animale, mai mult ține să îngrașe animalul, dar laptele îl dă de la tărâța de grâu. Deci tărâța de grâu este foarte bună și pentru dată la capre sau la vaci, pentru lapte și pentru toate astea. Și la fel este bun ca stimulant și pentru găini, pentru ouă. Și toate acestea acum, cum vă spus, le vom face un amestec cu niște varză care o avusem prin casă, o fierserăm cât de cât bine, pentru că afară e frig, pe ceasul 8 de dimineață. Hai să punem astea, să nu le mai ținem. Ia uite, ia să abur binele. Ia uite, ține să fierbă aproape în ele, că până le amestecăm noi toate până una alta, să mai răcește, ele sunt destul de multe, uroaiele. Cum vă spusei de uroaiele ăștia de grâu, dacă nu ați încercat treaba asta, încercați și veți vedea un randament mult mai mare de ouă la păsări. E foarte, foarte bună. Noi am mai pus și data trecută, adică de fiecare dată la un timp, le amestecăm cu roaia care o facem acasă. Niște uroaie, că sunt puține pentru toate păsările care le avem noi. Cum vă spusei, care nu ați încercat încă cu tărâță de grâu amestecată cu uroiala care o aveți acasă, puteți să încercați și să vedeți că e foarte, foarte bună. Noi le facem mereu. Mergem și le dăm să mănânce. Asta nici n-am apucat să iese din coteț, dacă e de dimineață. Ele mănâncă foarte bine uruiala asta care le facem noi. Și cum vă spusem de tărâța de grâu, nu am adus-o până acum în discuție, dar uite, acum mă gândesc să vă spun și dumneavoastră. Când a fost
Vremea mai călduroasă le-a mai dat și uscată cu tărâsă de lantă. Uite, se vede că e frig la noi. Uite, apa deja înghețată într-o. Aici, la păsări, nu le mai punem apă multă. Acum o să mergem să le punem și apă caldă. Ia uite, aici le-au mai rămas ceva de ieri după masă. Le-am pus multă. Aici nu intră gâștele ca să mai mănânce în urma lor. Ciuroaiele nu trebuie să fie ude când le dăm să mănânce, să fie cât de cât ori. Să fac așa, cât de cât să poată să mănânce ele. Aici le punem mai mult într-o costă, pentru că aici nu intră gâștele. Gâștele se duc în partea altă și aici mănâncă găine. Intră doar găine și mănâncă doar găine. Le mai punem și în partea aia, o să duc. Dacă intră gâștele, să aibă și ele ce să mănânce. Pentru că e bun și pentru gâște. Urmează să înceapă și ele să o... Ieșim acum de aici la păsări și le lăsăm pe ele un timp. Le vom închide ușa aici ca să nu intre gâștele. Și după 5 minute așa le dăm drumul la ușă să intre și gâștele să mănânce și ele. Dar acum să nu le mai sperie, că ați văzut și dumneavoastră ele când intră la găini, găinile deja o ia la fugă că le mai gonește discană. Le punem și lor într-un vas afară. Că dacă intră înăuntru și scot găinile afară, măcar mănâncă găinile de afară. Să mergem să dăm și la rață, să le punem la toate, că nu se răcește mâncarea. Punem și la rață să mănânce și ele. Și în dimineața asta văd că nu făcură niciun ou. Au destul timp. Trebuie să mergem să le punem apă caldă, adică acum o să fierbem un pic mai bine pentru că în trucuri deja au gheață și se răcește imediat apa. Și să le dăm drumul și ăstora de aici, să vie și gâștele să mănânce și ele. Dacă rămâne pe urmă, nu mai este bună după ce se răcește, adică nu le mai încălzește și piele, că văd că acolo la acea cratiță nu vrea să ducă. Nu le-am pus până acum lor separate, le sunt învățate să mănânce dinăuntru. Cam asta este, dragii noștri urmăritori, cu filmarea din dimineața asta. Vă arătam că e apa înghețată în troc la păsări, destul de frig și așa e bine de dimineață, de noapte, când le dăm prima mâncare, să le dăm caldă. Vă mulțumim frumos tuturor că ne vizualizați. Lăsați-ne și nouă, dacă vă place ceea ce facem, un like. Dați-ne și nouă, dacă vreați o distribuire, să vadă și prietenii dumneavoastră cum întreținem noi păsările pe timpul ăsta cât este frig, cu mâncare și cu ce se găsește prin casă și ce nu le facem noi mâncare din uroaie caldă și cu ce le mai punem în ele, ați văzut și dumneavoastră, și lucernă și orice. Și ce să vă zic, cam asta este. Vă mulțumim tuturor. Abonați-vă cei ce nu v-ați abonat și vă place ceea ce facem noi. O zi bună să aveți. Salutare!